Bună ziua, stimați telespectatori și telespectatoare, din nou în studioul Capital TV cu un nou invitat de data aceasta, un invitat care a mai fost acum câteva zile și cu care ne vom mai întâlni și în perioada următoare. Este vorba de nimeni altul decât de fostul primar al Petrilei, candidatul Partidului Național Liberal la alegerile din 27 septembrie pentru un nou mandat, domnul Ilie Păducel, bine ați revenit în studio. Bine v-am regăsit, vă salut și salut cu deosebit respect pe toți cei care ne urmăresc. Domnule primar, ultima oară am rămas pe mai multe teme de discuții, n-am apucat, fiindcă vremea trece cu dumneavoastră foarte repede. Sunteți unul din invitații care, când vă porniți, apoi tot spuneți și iar spuneți. Semn că știți ce să spuneți, că știți pe ce lume vă aflați cum ar veni și asta e, e o bilă albă pentru, în primul rând, pentru petrileni. Că au, uite, un om cu care pot să discute orice și pe orice temă. Așa și noi aici în studio și am rămas pe problemele legate de educație. Aici sunt mai multe aspecte. Adică cum dumneavoastră în perioada fostă de atâtea mandate, ce ați făcut pentru educație, pentru școală, pentru tinerii elevi din orașul dumneavoastră, apoi dacă veți veni după 27 încolo, ce veți face? Și a treia chestiune pe care aș vrea să ne axăm azi este legată de măsurile ce dumneavoastră le-ați lua împotriva acestui nou coronavirus, adică pentru stoparea propagării lui în școli. Adică măsurile anti-COVID-19, să le spunem. Da. Să le luăm pe rând. În primul rând vreau să aduc aminte cetățenilor din Petrila, petrilenilor mei, cum îmi place mie să zic pe bună dreptate, că în 96 am preluat de la Inspectoratul Județean Școlar cele 15 unități de învățământ într-o stare mai mult decât jalnică. Era distruse școlile și în interior și exterior, fără condiții de încălzire, cu sobe dărâmate în clase, cu mobilier distrus, acoperiș distrus și așa mai departe. Știu că am scris atunci foarte mult. Reușit să punem la punct și să realizăm lucrări foarte importante în fiecare din aceste unități de învățământ, ba mai mult decât atât, am reușit după ce am adus gazul în orașul Petrila, la toate școlile și grădinițele din oraș până la cap de linie Lonea, să facem încălzire pe gaz, încălzire centrală pe gaz, cu excepția școlilor din Cimpa și Jieț, unde am făcut încălzire centrală, dar pe combustibil solid, respectiv pe lemne. Opriți-vă un pic, faceți o paranteză. Dar cum s-a întâmplat atunci? Vi le-a luat cei de la județ, cum ar veni de la Inspectoratul Școlar Județean, toate școlile astea și vi le-au pus în brațe primăriilor. Da, s-au transferat la administrațiile locale, s-au transferat, dar fără să asigure fonduri pentru reparații. Și fără să întrebe. Și ce era mai așa, cum să zic, de neînțeles, noi făceam reparațiile, noi făceam întreținerea, noi achitam cheltuielile cu întreținerea și utilitățile și ei numeau directorii. Deci e o chestiune care era destul de deplasată. Încă o dată precizez și cetățenii știu cu siguranță și își aduc aminte, toate școlile au fost puse la punct. Am inițiat în anul 2015-2016 proiect de reabilitare exterioară, reabilitare termică a unităților de învățământ pentru toate școlile. Pentru toate școlile. Încă nu
s-a început aceste proiecte și cu siguranță va fi unul dintre prioritățile mele după alegeri, pentru că întotdeauna am considerat că cea mai importantă investiție sunt elevii, tineretul în orașul Petrila. Aveam, eu zic din fericire, la timpul respectiv un număr de aproximativ 5.000 de elevi. Acum situația este schimbată, numărul de elevi în orașul Petrila este undeva la 2.500, deci a scăzut foarte mult. Locațiile sunt aceleași care au fost și până când am avut școli, de exemplu la Cimpa, la Jieț, nu aveam apă curentă în școală. Aveam grupurile sanitare în curte, cum sunt și acum unele școli în țară. Am făcut grupuri sanitare interioare, la Cimpa am amenajat într-un corp de clădire, grădiniță nouă, la Jieț, la fel, am făcut... Și cu căldura ce ați făcut? Cum ați rezolvat? Cu căldura în școli? Cu căldura în școli, la toate școlile unde am avut rețeaua de gaz, am făcut încălzire centrală pe gaz, iar la Cimpa și la Jieț, încălzire centrală pe lemne. Centrală pe lemne, da? Da, centrală pe lemne. Mă ocupam să aibă lemne, trimiteam personalul de la primărie, tăiau lemnele, le depozitam lemne. Deci, în momentul când ați plecat din primărie, dumneavoastră avea școlile oarecum puse la punct cu căldura, cu tot felul de lucrări de reabilitare, inclusiv acoperișuri. Da. Acoperișuri, ce mai rămânea de făcut? Cabinete de informatică și inclusiv foarte, foarte important de amintit, cabinete medicale în școli. Cabinete medicale în școli, respectiv cabinet stomatologic și cabinet de medicină generală în școli pentru elevii din orașul Petrila. Ce mai rămânea de făcut pentru actuala administrație? Reabilitarea exterioară termică a școlilor în exterior, pentru că se perdea căldură și era și încă este necesar, pentru că încă nu s-a făcut. Nu ați reușit, și ați și fost acuzat de asta, că nu ați reușit să accesați proiecte europene pentru reabilitarea termică a școlilor și a mai multor blocuri din localitate. Bun. Nu mai dăm nume, unul dintre candidați a spus și treaba asta, că la capitolul atragere de fonduri europene, cel puțin în ultimul mandat, a fost foarte slab. În mandatul 2012-2016, dacă se analizează, a fost cel mai bun mandat al lui Păducel. Iar la capitolul atragere de fonduri europene am avut cele mai multe proiecte și au recunoscut colegii mei, foștii sau actualii primari din Valea Jiului, că am fost cu cele mai bune rezultate și nu vă ascund faptul că, și am mai spus-o, în anul 2013, la adunarea generală a Asociației Orașelor din România, am fost desemnat primarul anului 2013, și unul dintre criterii a fost absorpția banilor europeni pentru proiecte de dezvoltare a orașelor din România. Deci, pe partea de infrastructură. Pe partea de infrastructură, infrastructură școlară, infrastructură de drumuri, poduri și tot ce s-a putut accesa pe fonduri europene sau bani europeni în orașul Petrila, am avut o echipă foarte, foarte bună, foarte capabilă în orașul Petrila. Din păcate, după ce am pierdut alegerile, o parte dintre ei și nu puțini au plecat de la primăria orașului Petrila, că n-au putut suporta politica negativistă, să zic așa, sau deplasată a actualului primar. Au plecat, ca să vedeți că totuși nu vă spun minciunii, au plecat oameni foarte capabili, au plecat doi la Curtea de Conturi, au reușit, unul la INSEMEX, unul în Anglia, care este fostul șef al formației de pompieri de la Petrila, care ani de zile a câștigat cu formația de pompieri tot locul întâi pe județ și chiar locul întâi pe țară la individual.
au plecat la alte instituții din Valea Jiului, cum ar fi ITM, Primăria Petroșani, unde ocupă deja funcții de conducere oamenii foști angajați la Primăria Petrila și care au fost dezapreciați sau nu au fost cotați la valoarea care era necesară. A plecat fostul director de la Edil Urban, care ani de zile a avut rezultate deosebite și a realizat lucrări deosebite în orașul Petrila. Deci, eu zic că Eu citez aici. Fostul primar n-a fost capabil să atragă fonduri europene pentru reabilitări termice de clădiri și mai ales de școli. Da. Eu aduc aminte de cel care a spus și nici nu mă interesează cine a spus, doar aduc aminte și dar pentru cetățeni, reabilitare de clădiri. În timpul mandatelor mele a fost reabilitată Casa de Cultură, deci clădire, instituție publică, a fost reabilitată, reparat fostul spital. Reabilitare termică, spune. Da, și reabilitare și termică, da. A fost reabilitat termic și reabilitat și modernizat fosta policlinică și care s-a transformat în centru medical multifuncțional. A fost reabilitată grădinița de la Casa Pensionarilor din Lonea, a fost reabilitată termic grădinița din Brăteanu, iar reparații interioare, exterioare și de acoperiș și de încălzire au fost făcute la toate școlile. Nu s-au alocat fonduri atunci, dar eu întreb dacă aceasta este viziunea dânșilor. Oare 4 ani când au avut Consiliul Local, Consiliul Județean, Prefectură, Guvern și Parlament, de ce nu a adus fonduri în Petrila ca acum... N-au fost 4 ani, 3 ani doar. Nu, au fost 4 ani și 4 luni. De când... A, anul ăsta se scade. Da, am înțeles. Deci 3 ani și da, ceva, hai să zicem. Da, dar... PSD-ul a guvernat și înainte și știe actuala administrație cât am pătimit sau cât am insistat la Consiliul Județean doar să deblocheze cel mai de suflet, să zic așa, unul dintre cele mai de suflet proiecte ale mele, domeniul schiabil șurean. Pentru ajungem și la turism. Da. Nu ne băgăm acum. Da. Continuăm cu educația. Da. Am făcut o paranteză. Educația. Întotdeauna, așa cum am spus, am acordat atenția cuvenită creșterii gradului de confort în școlile și grădinițele de pe raza orașului Petrila. Am apreciat, am stimulat întotdeauna sau în fiecare an elevii cu rezultate deosebite la învățătură, activități culturale, activități sportive, inclusiv elevii din Petrila care învățau în alte școli din Valea Jiului. Deci dacă elevul Ionescu locuia în cartierul, un cartier din Lonea și învăța la o școală din Petroșani, avea rezultate deosebite, îl premiam și îl stimulam la sfârșitul anului pentru rezultatele deosebite. De altfel, aici olimpicii, iarăși, care participau la... În fiecare an ați instituit treaba asta. Așa este. Chemați toată presa, sau mă rog, o parte din presă, nu știu cum era. La sfârșitul anului, de asemenea, pentru mine prioritate. Și ați fost primul care ați început să dați și premii pentru persoanele vârstnice. Da, așa este. 50 de ani de căsnicie. Dar dacă vorbim de elevi, în fiecare an am găsit soluție să îi premiem, să îi stimulăm și nu în ultimul rând să îi antrenăm în diferite sau în toate acțiunile culturale, educative, sportive. Am construit pentru elevi, pentru tineri, două săli de sport în orașul Petrila, la liceu. Am construit teren sintetic la Lonea. Am inițiat proiectul pentru bazinul de not, care e la școala 5 și care s-a început și se construiește acum. Deci sunt proiecte și inițiative ale
primarului Păducel din mandatele care a fost la primăria orașului Petrila, multe dintre ele inițiate sau venite din gândirea cetățenilor, pentru că întotdeauna eu m-am consultat cu cetățenii, întotdeauna i-am simțit aproape de mine, m-au respectat și i-am respectat și respect pe oricare dintre ei și am curajul să mă uit în ochii fiecăruia, indiferent unde ne întâlnim, pentru că eu zic că am lucrat foarte bine și chiar îi rog pentru mandatul următor să nu se mai lasă mințiți, să nu se mai lasă înșelați, pentru că ar trebui să tragă concluzie și să convingă de ce au beneficiat în cei 4 ani de când nu mai sunt primar. Bun, să nu trecem deci peste capitolul educație, peste școli. Cum vedeți deschiderea anului, noului an școlar? Și dacă ați fi primar în momentul acela, ceea ce nu o să fiți, că 27 septembrie e după 15 septembrie sau da, când o fi, ce măsuri ați face, ați luat dumneavoastră? Știu eu, în plus față de ce se face în mod deosebit. În primul rând, după spațiul din școli care există la ora când vorbim și numărul de elevi, eu zic că ar fi posibil dacă se igienizează clasele, dacă se iau măsuri de igienizare a spațiilor de unde învață copiii, a grupurilor sanitare, a tot ce înseamnă școală, să se igienizeze, să se amenajeze cam fie în așa fel mobilierul amplasat mobilierul să fie distanțare fizică între elevi, distanțare fizică între elevi, și organizate clasele de maxim 15 elevi sau cum sunt și indicațiile de la specialiștii din sănătate. Bun, restul de 15 ce facem cu ei? Lăsăm acasă, învețe online? Bun, și putem, prin rotație? Putem, chiar dacă nu avem alte posibilități, să facem pe două schimburi. Noi am avut învățământ la liceul din Petrila și pe două schimburi. Știu, să se... comprime, da, să se restrângă și programa de învățământ, pentru că trebuie să ne însușim. Bun, dar pe două schimburi liște să ții profesorul la 16 ore. Na, bun, dar sunt atâtea cadre didactice ore care sunt doritori să fie la catedră și nu știu, din diferite motive, că știu, nu au reușit sau nu au luat nota 7 sau 8 la examenul de titularizare, nu este cadru didactic. Deci sunt acum e situația specială, stare de alertă. Exact. Trebuie și poate chiar ar fi problemele bine, astea da, puse la punct. Dacă sunt condiții, poate n-ar fi lipsit de interes să se lucreze cum s-a lucrat și mai înainte cu suplinitor sau chiar cu profesorii tineri pensionari, dar să se asigure condiții, așa cum am spus, de distanțare. Și pentru mine prioritatea zero, dacă ajută Dumnezeu și câștigăm alegerile, este ca să, începând cu anul școlar următor, să asigurăm masă caldă la toți elevii din orașul Petrila. Revenim la treaba asta. Deci noastră sunteți adeptul unei soluții, găsirea unei soluții, ca elevii să vină la școală toți. Exact. Adică unii dimineața, unii după masă. La liceu, cred că treaba asta s-ar putea. La liceu. Adică jumătate dintr-o clasă să vină dimineața, jumătate după masă. Mai trebuie găsite cadrele didactice. Pentru că, repet, nu poate să stea un om în fiecare zi 12-14 ore, știu eu. Are de predat la atâtea materii. Dar cu școlile ce facem? Că acolo dimineața învață aia mici și după masa aia mai mari. Exact. Acolo nu se poate în două schimburi. De se poate. Se poate și în două schimburi. De exemplu, clasele 1
clasa 1, a 2 sau clasa 0, 1 și 2 dimineața și clasa 3 și a 4 după masă, dar după masă nu de la 3 la 7 seara. Deci 3 ore, comprimat un pic materia, comprimate și orele da, sau sunt mulți într-o clasă și nu pe mai deci, permite. Deci nu întâmplător am zis să se găsească soluții de încadrare a cadrelor didactice, chiar și cu suplinitor la clasele unde se este posibil. Amenajarea sălilor de sport, iar se pot spune da, și acolo. Da, da, amenajarea sălilor de sport ca și clase, dar în școlile noastre din Petrila există spații suficiente pentru pentru numărul elevilor care mai există deci în orașul Petrila. Să înțeleg că nu vă place învățământul ăsta online. Nu că nu-mi place, dar aceasta este părerea mea personală, că învățământul este mai mult mai eficient când doamna învățătoare sau doamna profesor îl vede pe elev, îl corectează, îl consultă, îi cere părerea, îi dialoghează cu el, îl simte vorba aia, psihicul și moralul, îi ridică moralul. Deci prezența fizică da, contează. Da, da, prezența fizică și personală a elevilor și a dascălilor lângă elevi contează foarte mult pentru calitatea învățământului. Da. Acum tot am discutat de coronavirus, de nou coronavirus, multe cazuri în Petrila în ultima perioadă. Da, am auzit. Chiar și azi îmi spunea domnul prefect că Petrila încă este în top. Am auzit, din păcate, top negativ. Din păcate este un caz nefericit pentru toată populația din Petrila, dar încă o dovadă că cetățenii trebuie să privească cu maximă responsabilitate acest lucru. În mod obligatoriu trebuie să purtăm mască, în mod obligatoriu trebuie să ne protejăm pe noi și noi și pe ceilalți de lângă noi. În mod obligatoriu trebuie să respectăm măsurile și chiar dacă sunt unele restricții impuse de autorități și mai ales de specialiștii din sănătate. Pentru că nu putem să spunem nici pe departe că este o glumă sau este o, știu, o moftă al cuiva în ceea ce privește această cumplită boală sau virus care, vorba aia, este în toată lumea. Deci măsurile considerate noastre că trebuie trebuie cu siguranță sau cu și, da, trebuie respectate. Și da, nu trebuie luate în glumă. Bun, haideți să schimbăm registru. O să mai ajungem probabil, pentru că știu că mai aveți proiecte legate de tineri, dar le vom discuta în altă emisiune. Acum haideți să ne concentrăm puțin pe un eveniment care a avut loc, depunerea listelor de consilieri pentru alegerile din 27 septembrie și bineînțeles pentru funcția de primar din partea organizației PNL Petrila. Cum a fost? Povestiți-ne puțin lista aceea de consilieri, să știe și lumea, să-i cunoască, să audă de ei. Deci chestii legate de bucătărie a organizației. Deci, și eventual ce număr de semnături ați avut pentru susținerea da, acestor. O să încep prin a vă da răspuns în legătură cu numărul de semnături. Deci am strâns semnături pentru susținerea candidatului la funcția de primar, unde am avut undeva la 450 de semnături. Trebuia 250, dar am avut 450. Iar pentru președintele Consiliului Județean, tot așa în jur de 400 de semnături de la cetățenii din orașul Petrila. Referitor la depunerea listelor și a candidaturii pentru funcția de primar, așa este, în zilele anterioare am avut sau am făcut acest lucru, s-au depus la primărie, au fost analizate. La birou acolo. Da, la birou, la comisia orășenească. Au fost analizate, corectate,
verificate și pe urmă depuse la judecătorie. Am domnul Bran, în calitate de candidat pentru primăria orașului Petrila, eu consider că avem, organizația PNL Petrila are cea mai bună echipă, avem oameni pregătiți, oameni, vorba aia, implicați în politica de partid. Și pe linia administrativă, da, până la și urmă. Pe linia administrativă. Pentru că, haideți să le spunem oamenilor, a fi consilier local și a fi primar, practic mai mult pe linia administrativă așa ai este. Treabă decât cu politica. Așa. Politica te susține, într-adevăr, dar în rest așa problemele este. Sunt dacă administrative. Dacă vrei să faci politică sau dacă vrei să fii consilier local, trebuie să te implici și să credeți-mă că eu mă simt așa oarecum afectat când știu că din păcate avem consilier local în orașul Petrila care este de 3, dacă nu chiar 4 mandate și n-a luat cuvântul odată în ședință de Consiliu Local. Da, deci vă rog să nu, o să discutăm să și nu de mă consiliu. Întrebați că nu nu, dar o să discutăm puțin și de Consiliu, dar după. Da? Vreau să vă spun despre lista care am depus-o. Avem pe primele locuri pe cei care au ocupat funcția de consilier în Consiliul Local, dar nu chiar obligatoriu, să zic așa, a fost acest criteriu. Este vorba de Burdea Adrian, care lucrează ca inginer la exploatarea minieră Lonia, Gaier Daniela, e profesor la școala numărul 5, Roșulescu Marian, e om de afaceri, Ramașcanu Constantin este om de afaceri și lucrează în orașul Petrila. Păi stați un pic, el e un om cu vechitate în administrația, da, locală, viceprimar. Este, și... da, cu, da, exact, cu vechime multă în administrație, în politică și în viața, să zic așa, de... sau în activitatea de reconstrucție a orașului. Pot să spun fără teamă că greșesc acest lucru. Mogoi Florin, care lucrează la Spitalul Petroșani, Demneanu Ion a lucrat la Mina Petrila, este pensionar și un om foarte sindicat, activ aici și consilier de multe mandate. Multe mandate, avem, da, un tânăr care vine cu forțe proaspete și ambițios, președintele organizației de tineret, Lasconi Horațiu. Da. De asemenea, alt tânăr, tot așa ambițios și hotărât să facă politică, Ciuică Alexandru. Jitea Constantin, care este proaspăt pensionar și a lucrat la Mina Petrila și este și președintele unei asociații de proprietari din orașul Petrila, Florea Gheorghe, pensionar de la Mina Lonia, Ienulescu Marinela este licențiată cu studii economice, dar lucrează ca și vânzător la unul din magazinele de pe raza orașului Petrila, Bulcan Marinela lucrează la Mina Lonia. Din păcate sau spre nenorocul nostru, am avut un coleg care în urmă cu câteva zile a avut un accident de circulație și a decedat. Aolea, Dumnezeu să-l ierte. Da. Cine? Marian Ciprian, în accidentul de la Jieț. Da, Dumnezeu. Avram Ionel, șef de sector la Mina Lonia, un om iarăși, un specialist în mineritul Văiejiului și foarte activ, atât în viața economică cât și în viața politică, Stan Dorin, proaspăt pensionar de la Mina Lonia, Bâtea Filip Teodora, este vorba despre artista de muzică populară din Jieț și mă bucur că a acceptat să vină pe lista noastră de consilieri, Dioane Daniel este inginer și lucrează în cadrul cehului,
Poroh Ionuț este licențiat și el, dar lucrează ca șofer. Vilan Remus lucrează ca și electrolăcătuș la mina Vulcan. Leac Susana, expert contabil, lucrează la Simaus Rom Petrila. Și Torcoș Ana Maria lucrează ca și profesor de limba franceză la liceul din Petrila. Vreau să vă precizez, după cum se vede, lista este mult întinerită, să zic așa, cu mulți tineri, cu multe femei. 14 meserii cuprinse. Da, toate așa. Pensionari iară avem, destul de da, mulți. Avem candidat pentru Consiliul Județean pe doamna doctor Mariana Bărbulescu, care și acum este consilier județean, și pe Ciuică Alexandru, deci doi din Petrila care sunt pe lista Consiliului Județean și trebuie să susținem, obligația noastră morală este ca să și civică, ca să susținem candidatul nostru al Partidului Național Liberal la funcția de președinte pe domnul Adrian David, pentru că, eu spun, am lucrat împreună când dumnealui a fost președinte și trebuie să ne amintim și cetățenii din Valea Jiului trebuie să-și amintească că în toate zonele din Valea Jiului, în toate localitățile, a făcut cât s-a putut, într-adevăr, în perioada aceea scurtă de un an. Dacă mă refer la candidații noștri, am încercat să fie din cât mai multe activități ale orașului, din cât mai multe, sau din toate zonele orașului, să cuprindem un areal cât mai larg al orașului și, bineînțeles... Aveți parcă mai multe femei decât... Pune lege. Avem, nu, cât... Nu? V-ați încadrat exact? 6, da. Se pot, unii au mai mult. 6 da. Femei avem pe lista de consilieri și am respectat prevederile și regulamentul de altfel la nu vă primea dosar. Partid. Nu știu dacă nu-l primea, dar noi, mi-a plăcut și îmi place să fiu disciplinat. Și atunci am respectat și respect aceste prevederi statutare și regulamentele partidului și cu garanția că această echipă va fi echipa câștigătoare la Petrila. Da. Bun. Dacă tot am ajuns la lista de consilieri și de ce ne-ați povestit, aș vrea să ne povestiți un pic, să ne faceți un rezumat al activității Consiliului Local în această perioadă de 4 ani cât ați fost consilier local. Pentru da. Că, cu regret spun, și nu, asta nu spun doar că sunteți dumneavoastră aici sau sunteți candidat aici, mie mi s-a părut că presa nu a mai avut acces la ședințele de Consiliul Local și nu neapărat că cineva te-ar scoate afară. Adică merge acolo și bă, n-ai voie, că ședințele sunt publice până la urmă. Dar faptul că nu se anunțau datele, când e ședința, când e aia, când e aia altă, mereu trebuia să întrebi, să afli, să-i dai 3 telefoane să afli când e ședința, dacă e, dacă nu e. Mi se pare un nivel, mi s-a părut un nivel scăzut față de ședințele dinainte, când într-adevăr mai erau și poate lucruri anormale, certuri, scandaluri, cum se mai întâmplă la câte o ședință, dar dezbaterile erau mai clare, mai ample. Voturile erau împărțite, nu era o, cum să spun, o ridicare de mână automată. Se citea proiectul, pac, mână automat, nimeni nu mai dezbate, nimeni nu mai face nimic. Oameni prezenți în sală din oraș zero, oameni din presă 0 sau spre 0, mă rog, poate 1-2 mai care erau mai agreați, să zicem, în rest nimic. Deci da. N-am văzut o dezbatere a acestui Consiliu Local existent. Din păcate, în actuala legislatură, încă în care suntem acum, pot să spun
că la Consiliul Local al orașului Petrila numai democrație n-a fost. Și spun acest lucru, spun acest lucru pentru că având majoritatea PSD-ul, indiferent ce proiect sau indiferent dacă trebuia să se țină cont de votul nostru, de foarte multe ori nu s-a ținut cont, s-a făcut ce s-a vrut, ba mai mult decât atât, pe bună dreptate dumneavoastră făceați precizarea că numai dezbateri n-au fost a acestor proiecte. Noi, cei 6 consilieri ai Partidului Național Liberal, am căutat să facem într-adevăr o poziție, să ne implicăm în dezbaterea proiectelor, să facem interpelări, dar având majoritatea a fost un vot automat, un vot la comandă, fără dezbateri din partea organizației sau consilierilor PSD. Asta se dorește în Petrila? Asta vor petrilenii? Nu știu, adică da. Nu vor totuși un echilibru, părerea mea, un echilibru, o dezbatere, ideile, fiecare să și le promoveze. Mie mi se pare îngrijorător când o societate ajunge la o chestie majoritară, de unanimitate. Eu sunt procente periculoase, știu eu, 70, 80, 90% cum s-a mai ajuns sau se ajunge. Părerea mea că trebuie un echilibru, oamenii ar trebui să fie împărțiți, să fie ideile clare. Într-adevăr, poate unele proiecte se votează mai greu, dar ai siguranța că nu se votează greșit, că foarte nu se multe proiecte întâmplă în această lucruri perioadă rele. Au fost respinse și întoarse de la prefectură. Foarte multe proiecte. Noroc cu prefectura. Da, foarte multe proiecte și au fost respinse și întoarse de la ADR Vest, care vizau investiții. Toate proiectele, da, absolut toate proiectele în această legislatură au fost inițiate de primar, niciunul măcar de viceprimar, nu l-a lăsat să inițieze viceprimarul, ce nu văd o treabă bună. Am inițiat și noi proiecte, dar nu au fost introduse pe ordinea de zi. N-ați avut niciunul măcar? Atenție, ne-au fost refuzate proiectele, având majoritatea. Bun, refuzate, dar în tot mandatul, nici măcar unul singur. Deci am inițiat mai multe proiecte, se poate verifica, dar au fost respinse și n-au fost introduse pe ordinea de zi. De exemplu, dați exemplu de un proiect care ați vrut să-l faceți pentru Petrila și... Foarte recent, reducerea taxei de închiriere a teraselor pentru cei care au terase în orașul Petrila. Cum s-a făcut la Petroșani. Da, deci am inițiat proiect de hotărâre, nu s-a introdus pe ordinea de zi. Și aș putea să mă pregătesc pentru o emisiune următoare. Chiar vă rog să vă spun care au fost proiectele. Pentru că, având majoritatea, încă o dată spun, nu lua cuvântul la aceste ședințe de Consiliu decât cel mult doi, primarul și încă cineva, din partea consilierilor PSD, absolut nimeni. Deci era mai lungă citirea ordinii de zi. Exact. Decât... Da. Noi se poate verifica, am avut... intervenții și uneori chiar vorba aia mai dure, pentru că așa am considerat că este nevoie, pentru ca să se înțeleagă că avem și noi un rol ca și consilier local, ne-a trimis lumea acolo nu ca să ținem umbră pământului și să fim activi. Da, rubrica diverse mai era valabilă sau și aia scoasă de pe... Da, nu, că s-a, diverse, mai, de nu obicei... s-a mai ținut cont, așa cum a spus dumneavoastră, nu era acceptată presa la ședințe, cetățeni din oraș, un număr foarte, foarte, foarte mic, nu, presa nu era acceptată, dar nu era invitată, da. Sau nu îi se spunea. Când... Da, nu întâmplător am ajuns în situația că s-a discutat de cel puțin 5-6 ori situația formației de pompieri de la Petrila, care nici acum nu este soluționat, acel caz a domnului Enulescu, care pe bună dreptate are hotărâre judecătorească
definitivă, irevocabilă și stabilit să-și recupereze suma prin stabilită prin lege, prin executorul judecătoresc și nu s-a respectat. Deci sunt multe aspecte care au dus în situația, la situația ca acum la primăria orașului Petrila este mai multă dezorganizare ca și organizare. Domnule primar, citesc din nou o declarație făcută de un adversar politic al dumneavoastră. Candidații cu o anumită vârstă trebuie să aibă decența să lase loc candidaților mai tineri, adică oamenilor mai tineri. Da, eu... Haideți să rupem și pisica asta. Chestiunea asta, Păducel e prea bătrân pentru să mai candideze. Da. Ne-a spus data trecută că aveți 68 de ani. Țin să vă anunț... 69 de ani. Țin să vă anunț că Trump are 74 și candidează. Să fie sănătos, mulți înainte. Și dacă dăm exemple și din politica românească, să se uite cineva pe listele de consilieri de la Capitală, inclusiv fostul premier Petre Roman, care are și el deja o vârstă. Dar să se uite la listele de candidați din județul Hunedoara. Bun, eu aici nu vreau să vă iau apărarea, dar... Eu nu vreau să pronunț nume părerea acum. Părerea mea că la 68-69 de ani o persoană încă nu e chiar praf. Iar dacă mă uit la dumneavoastră și la vitalitatea care o aveți, inclusiv la aceste emisiuni, să știți că cel puțin 10 ani mai puțin deci, vă dau, dacă nu vreo 15. Vă mulțumesc. Nu, fără vrăjeală. Deci asta e adevărul. Vă mulțumesc. Eu am spus, candidez pentru un nou mandat, pentru că, încă o dată zic, mă consider că am capacitate de muncă suficientă ca să mai lucrez cel puțin un mandat în administrația locală din orașul Petrila. De asemenea, în campaniile care au fost anul trecut, lumea mi-a cerut acest lucru, cetățenii din orașul Petrila mi-au cerut acest lucru, să candidez, să revin apoi. Da, pentru că au exemplu unui candidat tânăr care a reușit la primărie, da, și poate unii nu sunt mulțumiți, și zic nu, și eu. Cetățenii în eu acest mandat nu au fost băgați în seamă. Mai mult decât atât, s-a folosit o metodă de lucru cu cetățenii care este de neacceptat. Se duce omul în audiență cu o anumită problemă și zice, păi te rog să te duci la Păducel că pe el l-ai votat, nu-ți rezolv pentru că tu l-ai votat pe Păducel și așa mai departe. După 4 ani de activitate... Ați dat vreun om afară așa? Eu aș vrea și mă uit așa... Nu, când a venit la primărie... Deci vă rog foarte frumos... Ați dat vreun om la primărie? Nu. Fac apel la cetățenii din orașul Petrila să vină unul să spună, uite, Păducel m-a refuzat să vorbească cu, o refuzat să vorbească cu mine în primărie sau în oraș, sau dacă a fost dimineața la 7 sau seara la 8 și așa mai departe, dacă ne-am întâlnit, am spus n-am timp sau nu se poate, sau tu ai votat cu Ionescu sau ai votat cu Georgescu. Am avut contracandidat din primăria orașului Petrila, dintre oamenii care eu i-am angajat la primăria Petrila și după ce am câștigat alegerile, ne-am strâns mâna și am continuat activitatea și nu i-am reproșat niciodată nimănui că a fost contracandidatul meu în alegeri. Eu vă spun așa, să nu creadă cineva că vreau să vă ridic mingea la fileu. Dar eu de câte ori am mers, pentru că în mandatul dumneavoastră, la un moment dat, chiar mi-era ciudă. Toată ziua, bună ziua, sunat de la primărie să veniți la ăsta la primărie că avem o acțiune, că avem nu știu ce. Deci nu exista săptămână de 4-5 ori și nu doar ziarul nostru, ca să ne înțelegem. Erau de la toate ziarele, de la toate televiziunile sau, mă rog, cu excepția poate a uneia sau alteia. Dar deci se lucra cu presa. Se lucra. Și când mergeam acolo, erau tot timpul oameni la ușă, așteptau să intre la dumneavoastră. Unii poate mai supărați că stau acolo nu știu de cât timp, că nu mai pleacă ziaristul X sau directorul nu știu care Y,
care erați dumneavoastră acolo, într-adevăr, dar oamenii erau la ușă și eu chiar am întrebat de câteva ori secretara pe care o aveați: doamnă, dar nu aveți un program de audiențe? Zice, nu, la noi sunt audiențe permanente. Da, oricum aveam, zice, domnul primar, zice, de două ori pe care săptămână, convine, îi ia aici, respectat cu sfințenie, dar nu puteam și n-am făcut niciodată să resping dacă omul totuși a venit. Că nu venea să vadă pe Păducel sau să, știu, să bârfească cu Păducel în primărie. Venea ca să-și spună ofurile, venea să-și spună problemele, pentru că am spus și repet, nu, sau am avut un mare sprijin în ceea ce privește rezolvarea problemelor din oraș cu ajutorul cetățenilor. Pentru că ne aflăm în ultimele 5 minute ale emisiunii, iată cum zboară timpul, abia ce am apucat să vorbim câte ceva de una de alta și pac, 50 de minute s-au dus sau se duc, sunt pe cale să ducă. Aș vrea să le spuneți, să vă uitați acolo în cameră și să le spuneți petrilenilor sau să le povestiți despre două proiecte, atât două, pe care dumneavoastră în viitorul mandat, dacă îți obține aprobarea dumnealor, le veți dori să le implementați la Petrila. Da, domnul Bran, cu plăcere am să fac acest lucru. Din cele aproximativ 33 de proiecte și... Azi dăm numai două. Da, astăzi doar două care le consider eu unele din cele mai importante, pe care le vom trata cu maximă seriozitate după alegeri. Acestea sunt extinderea rețelelor de gaz în localitățile aparținătoare, pentru că guvernul PNL, guvernul Orban, asigură sau va asigura bani pentru acest lucru, pentru extinderea rețelelor, inclusiv, repet, și să da, mă asculte cetățenii, la Lupeni 1900 de case, da, vor primi. Inclusiv pentru branșamentele la rețelele de gaz. De asemenea... Stați că e important aici, cu branșamentul. Cineva îmi spunea din Vulcan că vor să-i aducă gazul, dar după aia trebuie să plătească ei branșamentul sau ceva de genul. Se poate face ca și branșamentul, da, să... Dacă reținem, sau eu zic că este important să fi reținut cetățenii care au participat la întâlnirea cu primul ministru, primul ministru la Petroșani a precizat acest lucru. Sunt bani pentru extinderea rețelelor de gaz în localitățile României, sunt bani inclusiv pentru branșamente, dar faceți, domnilor din administrație, proiecte și urgentați proiectele ca să folosim banii. Al doilea proiect este proiectul care, așa cum am spus, de suflet al meu, realizarea domeniului schiabil șurean. S-a tergiversat, s-a amânat, s-a lălăit de o bucată bună de timp și este cazul, timpul și momentul să se deblocheze acest proiect, să se aprobe, și chiar am rugat pe primul ministru al României în campania electorală să vină cineva cu putere de decizie de la Ministerul Mediului pentru soluționarea acestei probleme. Bun, eu vă mulțumesc. Data viitoare, deci, să rețineți că am rămas la domeniul schiabil șureanu și vom vorbi despre turism. Cu asta vom începe și notez și eu aici. Eu vă mulțumesc că ați acceptat prezența în studioul Capital TV. Vă mai așteptăm pe la noi și până data viitoare urmăriți programele Capital. La revedere, stimați telespectatori și telespectatori.